De ce stai mut când îți vorbesc și nu mă lustri când greșesc? De ce mi-e cerul nepătrus? De ce de mine te-ai ascuns? De ce nu-mi dai tu răspuns? De atâta vreme sunt cuptor, ard și n-am nici un ajutor. Vrei oare să mă curățești? Sau poate să mă nimicești? Sau vrei să spui că mă iubești? De ce nu poți să mă privești? Știu că am greșit, știu că sunt rău, dar știu că-i mare harul tău, dar știu că-i mare harul tău. O, unde ești? O, unde ești? De ce nu poți să mă privești? Știu că am greșit, dar știu că-i mare harul tău, dar știu că-i mare harul tău. O, unde ești? O, unde ești? De ce nu poți să mă primești? Știu că am greșit și fațul rău, dar știu că-i mare harul tău, dar știu să fie Dumnezeu. Mă bucur să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră, împreună cu familia, și vă aduc și eu salutul fraților din Toledo, din Orlias 3, din Coloseni 3:15, unde cuvântul spune: pacea lui Hristos, la care ați fost chemați să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Amin. Prin harul Dumnezeu, așa cum s-a citit cuvântul din Luca, voi încerca să aduc un mesaj și nădăjduiesc că va fi de la Dumnezeu și nădăjduiesc că v-ați rugat. La fel ca și voi, am și eu nevoie de mana cerească care dă adevărată viață. Slăviți să fie Dumnezeu! S-a citit din cuvântul acesta și ca un titlu, să spun așa, pe care îl putem lua împreună cu toții, este ceea ce a spus Domnul Iisus în versetul 40, unde spunea: ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui,
dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Și ca titlul m-am gândit să spun, fii desăvârșit ca învățătorul. Lăudat să fie Dumnezeu. A spus-o El. Și dacă El a spus-o, înseamnă că se poate și El este în stare să ne pună într-o voie, să El este în stare să ne pună într-o stare după voia lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele. Dragii mei, Domnul Iisus a dat și pilda aceasta despre un orb. Oare poate un orb să călăuzească un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă. Aș vrea să începem să recunoaștem că nu vedem prea bine. Să nu ne credem singuri înțelepți și să spunem, Doamne, vorbește, căci robii Te ascultă. Mă bucur că sunt aici frați care știu mai multe ca mine și, cum spunea Richard Brunvand, nu mă simt singur. Și aș dori să învățăm de la Cel care vede cel mai bine și acesta este Domnul. Binecuvântat să fie numele. Aș vrea să recunoaștem în inima noastră, Doamne, nu văd prea bine lucrurile, nu le văd prea bine. El, prin Duhul Său cel Sfânt, ne poate călăuzi ca să nu cădem niciodată în groapă. Și să ne ajute Domnul să fim culoarea minte la cuvintele Lui. Amin. Dragii mei, așa cum am spus, dacă vom asculta de El, vom putea fi desăvârșiți pentru că El ne face. Cuvântul de astăzi, poate că este un cuvânt de învățător într-adevăr pentru biserică, dar prin Harul Dumnezeu am să caut să aduc și un cuvânt pentru cei care încă nu sunt pe calea Domnului și nădăjduiesc că Dumnezeu le va vorbi și lor. Versetul 37 începe cu acest cuvânt, nu judecați, nu judecați. Bineînțeles, despre judecată, noi în limba română avem și mai multe feluri de a înțelege judecata, dar aici cuvântul se referă atunci când vorbim de rău pe frați. Așa cum este scris în versetele 41 și 42. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău? De ce vezi? Sau cum poți să zici? Cum poți să vorbești de rău pe fratele tău? Despre această judecată este vorba când spune. Nu judecați. Bineînțeles că sunt... Noi în limba română avem vorba, judecăm lucrurile, adică le gândim să le facem bine, le judecăm. Dar în cuvântul acesta de care astăzi l-am citit, de aceea și accentuez lucrul acesta, este vorba de lucrul acesta, de a nu judeca, de a nu gândi rău pe fratele tău. Și nu numai pe fratele tău. Vedeți, Domnul Iisus Hristos aici accentuează de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău. Sau cum poți să zici fratelui tău, da? Am putea zice, este numai pentru frați, dar nu numai, dacă și în roman este scris cuvântul aceea, cine ești tu să judeci pe altul? Cine ești tu să judeci pe altul, da? Când tu faci aceleași lucruri, cine ești tu să judeci pe altul? Și cred că este vorba, putem învăța și să nu judecăm pe frați, dar și într-o oarecare măsură să nu judecăm pe cei din lume. Să nu judecăm nici pe cei din lume. Vedeți, noi, din lipsa informațiilor, greșim. Noi ne uităm la ce se vede, nu? La ce se vede și dăm drumul la gură. Dar este unul care se uită la ce nu vedem noi. Este Dumnezeu care se uită la inima noastră, la inima oamenilor și judecata Lui este dreaptă, slăvit să fie numele. Da? Vreau să spun, iubiții mei, că toți am judecat. Este careva care n-a judecat? Poate să spună la urmă, nu îl pun acum să-mi spună, dar poate să spună după ce în la biserică, frate, eu n-am judecat niciodată. Toți am judecat. Și totuși Scriptura spune să nu judecați. Nu judecați. O spus Domnul Iisus Hristos. Suntem noi desăvârșiți la aceasta? Am ajuns noi la această desăvârșire pentru că Domnul Iisus a spus, fiți desăvârșiți, cum Tatăl vostru este desăvârșit, nu? Mai continuăm să judecăm? Înseamnă că trebuie să ne mai desăvârșim și facă Domnul să ne ajute să nu mai judecăm. Să nu mai judecăm. Mi-aduc aminte și cel puțin să și recunoaștem când am judecat greșit. Mi-aduc aminte de David din când a trimis pe niște oameni de-a lui la Nabal. Vă aduceți aminte de istoria aceasta? Când a trimis la Nabal pe niște oameni să idee și lui ce îi lasă inima,
din oile lui, să dea de mâncare la oamenii lui. Și vă aduceți aminte cum ce a răspuns Nabal. Și David s-a mâniat că Nabal nu a vrut să-i dea nimic. Și David a judecat în inima lui și ce a judecat? A judecat și l-a și osândit, că vom ajunge și la osândire. A judecat și l-a și osândit și s-a înarmat cu oamenii lui și s-a dus să-l judece pe Nabal. Dar a venit Abigail în întâmpinare. N-am să continui acum toate detaliile, dar este un cuvânt pe care David l-a spus după ce a ascultat-o pe Abigail, dacă poți să pui 1 Samuel 25 cu 33, dacă nu mă înșel, și David spune, după ce a ascultat-o pe Abigail, după ce Abigail vine și mijlocește ea în locul lui Nabal, și se spune David, 25 cu 33, binecuvântată este judecata ta. Asta i-a spus David la Abigail. O recunoscut, judecata mea nu a fost bună, dar judecata ta a fost mai bună ca mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu. Aș vrea ca și noi să ne recunoaștem când judecata noastră nu e bună. Să ne recunoaștem. Pentru că este unul care vede și ne cunoaște mai bine ca oricine. Acesta este Dumnezeu și judecata lui este dreaptă, slăvit să fie Domnul. Judecata lui este dreaptă. Dragii mei, s-ar putea, căci vedeți, de multe ori, și biserica a suferit. Biserica a suferit mult pe baza aceasta că n-am fost desăvârșiți în privința aceasta. O, câte lucruri ne-am fi economisit și câte probleme ne-am fi economisit dacă nu judecam. Dacă nu judecam. Nu recunoaștem noi în inima noastră? Dacă eram desăvârșiți la vremea potrivită și ne țineam gura, dacă am fi fost desăvârșiți la vremea potrivită și privirea noastră ar fi fost al Domnului, câte probleme ne-am fi economisit, nu? Nu-i așa? De multe ori s-a judecat pomul bun. Pomul bun s-a judecat. Păi face roade bune. Dacă a fost pomul bun, a făcut roade bune și tot a fost judecat pomul bun. Am judecat pomul bun. Și Domnul Iisus a fost judecat. Și El era pomul bun. El a mărturisit despre El. Dacă copacul e verde se facă aceste lucruri, ce face celui uscat? Și El a fost judecat. Țineți minte? Cine este? Păi nu-i fiul lui Iosif și a Mariei? Cine este? Scoate dragi cu ajutorul domnilor, cu ajutorul lui Belzebul, domnul dracilor. L-au judecat pe Domnul. L-au judecat. Au judecat pomul cel bun. Ai grijă și să am grijă. Să avem grijă la ce ne uităm și cum ne uităm și ce vorbim. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște și o vedea în continuare că cel ce judecă, spune Scriptura, va fi judecat. Asta nu e o amenințare, iubiții mei, e o certitudine pe care o spune, și este un adevăr pe care spune Dumnezeu și care se va împlini. Dragii mei, de ce judecăm? De ce cădem în tendința aceasta? De ce oamenii cad în tendința, frații cad în tendința aceasta de a judeca? De ce? De ce nu ne-am desăvârșit suficient în privința aceasta? De ce încă ochiul nostru nu s-a desăvârșit suficient? Gura noastră. Bineînțeles că fiecare ar putea să aibă diferite, să spun așa, cauze sau din ce cauză încă judecăm și cred că una dintre ele ar fi și pentru că nu am fost în stare, iubiții mei, nu am fost în stare să ne adaptăm la diferențele care sunt între noi. Noi în biserică suntem diferiți unii de altul. Între biserici este diferențe. Nu-i așa?
Între noi sunt diferențe, între biserici sunt diferențe și credincioștii n-au știut și n-am fost în stare, iubiții mei, să ne adaptăm circumstanțelor, să ne desăvârșim ochii și gura. Și am căzut în judecăți. Ia uite și la ăla, ia uite și la asta, de acum vorbește, de acum face, de acum... N-am să scot acum paiele care le, în evidență, paiele care le scoatem noi. Și de multe ori dar niște paie. Pentru niște paie s-au stricat relații între frați. Pentru niște paie! Și dacă ne-am fi gândit bine, oare pentru ce l-am judecat eu? Pentru ce mi-am stricat eu relația cu fratele meu? A meritat oare? Întotdeauna au fost diferențe, iubiții mei. Dar întotdeauna și pe vremea apostolilor au fost diferențe între ei și s-au judecat între ei. Pentru că n-au fost desăvârșiți. Ba unul că mâncă una, sau altul că nu ține aia, sau și așa mai departe. Și au fost diferențe între ei. Bineînțeles că n-am să intru în ceea ce privește cuvântul să veghem unii asupra altora, pentru că asta e altă predică. Una este să veghem unul asupra altora, să trăim ca în legătură frățești și biserica să crească, da? Și alta e să ajungem să judecăm pe frați. Să ajungem să judecăm pe frați. Întotdeauna fiți diferențe, iubiții mei. Facă Domnul să ne ajute să ne desăvârșim, să ne putem adapta, să știm, să înțelegem dacă se merită, nu se merită, să nu continuăm cu judecățile noastre. Și Domnul să ne ajute. Care mai fi cauzele? Uitați că înainte ca Domnul Iisus să spună nu judecați, și ce a spus? În versetul 27. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați, adică ucenicilor și care erau acolo, iubiți pe vrăjmașii voștri. Păi cu mult mai mult pe fratele tău. Am judecat pentru că n-am iubit. Nu l-am iubit cu adevărat pe fratele nostru. Și a fost ușor să-l judeci. Și să-l judec. Nu l-am iubit. Na, frate, șef, soră și ea, da? Și nu l-am iubit. Ce mai spunea Domnul Iisus? Rugați-vă! Păi nu ne-a rugat. Nu ne-a rugat pentru frați. Pentru sora ta, pentru fratele tău, nu te-ai rugat și nu m-am rugat. Pentru biserică, pentru legătura frățească. Și am căzut în judecăță. Că fii sigur că dacă te rugai și mă rugam, nu cădeam în tendința aceasta și nu ajungeam să judecăm. Ce-a mai spus Domnul? Oricui cere, dă-i să fii darnic. Dacă eram mai darnici, cred că judecam mai puțin. Sau nu judecam deloc. Ce mai spune Domnul? Spune cuvântul Dumnezeu să avem milă. Fiți dar milostivi. Cum și Tatăl vostru este milostiv. Dacă am avea milă, dacă iubim, dacă ne rugăm pentru frați, eu mă îndoiesc că mai poți să ai timp să și judeci. Dar dacă nu ne rugăm, nu iubim, nu suntem darnici, nu milostivi, să știți, iubiții mei, că este mai ușor să cădem în această capcană a diavolului, să judecăm. Și Domnul să ne păzească. Și Domnul să ne dea înțelepciune, să putem vedea cum trebuie să vedem și să putem vorbi ceea ce trebuie să vorbim. Amin. Dragii mei, cum am spus, dacă vom judeca, spune Scriptura, și continuăm cu judecățile noastre, spune Scriptura că nu judecați și nu veți fi judecați. Dacă vom judeca, vom fi judecați. De cine? Sunt oameni care spun, nu-mi pasă de judecata voastră, și Pavel a spus, nu-mi pasă că vă judecați voi. Și sunt oameni care spun la fel, dar nu pasă că mă judecați voi.
Vreau să spun că cea mai dreaptă judecată și judecata de care trebuie să ne temem fiecare este judecata care vine de la Dumnezeu, slăvit să fie El. În 11:32 spune acolo că cel ce judecă este, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de cine? De Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și din Ioan, în 8, în capitolul 8, spune că judecata dreaptă o are Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Vom fi judecați. Dacă continuăm să judecăm, vom fi judecați și vreau să spun, iubiții mei, că vom fi judecați aici. Aici. Aici le vom plăti. Pentru că El vrea să ne desăvârșească, slăvit să fie numele. Pentru că nu vrea să fim osândiți odată cu lumea. Poate treci prin pedepse și poate treci prin judecata lui Dumnezeu și te întrebi, Doamne, de ce? Și mă întreb, Doamne, de ce? Ar vrea să putem recunoaște, Doamne, drept ești în judecata Ta. N-am văzut bine și n-am judecat bine, dar dreaptă este judecata Ta, Doamne. Și este încă vreme să ne pocăim, iubiții mei. Este încă vreme să ne recunoaștem înaintea lui Dumnezeu, să știți. Spune, chiar Petru spune în 1 Petru că suntem, vom fi judecați în trup. N-am să dau acum detalii. Aduceți-vă aminte de Iacov când fugea de Balam. El a spus, în noaptea asta, când fugea el de Balam și a venit Balam, scuzați-mă, Laban. A venit Laban după el pentru că a plecat de la Laban. L-a întâmpinat apoi, a vorbit cu Laban și a spus, în noaptea aceasta Dumnezeu a rostit judecata. Numai că nici el n-a înțeles prea multe, haideți totul să citim în Genesa. În Genesa 31 cu 42, dacă a pus. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Abraham, pe acela pe care se tem Isaac, mi-ar fi dat drumul acum cu mâinile goale, dar Dumnezeu a văzut suferința mea și osteneala mâinilor mele. Și ieri noapte a rostit judecata. A rostit judecata. Iacov și-a dat seama că este un Dumnezeu care îl judecă încă pe pământ. Numai că atunci a crezut că Domnul s-a uitat numai la suferința și la osteneala. Numai că avem un Dumnezeu care vede mai adânc. Și a văzut și înșelăciunea lui, credeți? Că noi așa zicem, da? Și așa vedem câteodată ca Iacov. Cât de dreaptă este judecata lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Și s-a văzut mai târziu și Iacov și-a dat seama. Dragii mei, dacă ne-am judecat singur, spune Scriptura, nu am fi judecați și Domnul să ne întărească ca să ne desăvârșim și în această privință. Să ne judecăm noi pe noi înșine, prima dată. Înainte de a judeca pe alții, să ne judecăm pe noi înșine. Înainte de a judeca pe alții, să-L iubim. Gândește-te la El și iubește-L. Roagă-te pentru El. Dacă are nevoie ceva, dă-i, ai milă de el. Înainte de a judeca, haidea să facem lucrul acesta, ca să fim desăvârșiți, slăvit să fie Domnul. Haidea să continuăm un pic. Spune Scriptura, nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Când vom ajunge aici, iubiții mei, deja e cam grav. Eu le numesc treptele căderii spirituale. Adică sunt unii care, în încăpățânarea lor, și să dea Domnul să nu fim dintre aceia, că unii spune, judecă pentru că n-are frică de Dumnezeu și asta o fi. N-are frică de Dumnezeu și nu mai are frică de nimeni și face ce vrea. Și sunt unii care sunt încăpățânați și continuă să judece și după ce continuă să judece, știi ce fac? O sândesc.
A osândi înseamnă a da o sentință. Da? L-ai judecat și i-ai dat și sentința, așa cum David s-a dus la Nabal. El l-a judecat și i-a și dat sentința. S-a dus cu gândul să-l omoare, l-a și... i-a și dat sentința, da? Nici nu iartă. Aduceți aminte de pilda robului nemilostiv. Haideți să o citim totuși. În Matei 18. Matei 18 cu 23. Să vedeți pașii care îi urmează după judecată. Cu 18 cu 23. De aceea împărăția cerului se asemănă cu un împărat care a vrut să socotească cu robii săi, a început să facă socoteală și a dus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul i-a poruncit să-l vândă pe el, a fost judecat și i-a fost dată și sentința. Să-l vândă pe el, pe nevastă lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ și s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiem și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acela, făgându-i se milă de el, vedeți, mila bine judecată, am spus-o mai înainte. Stăpânul robului acela, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el la judecată, a început să-l judece. Și îl strângea de gât, zicând, gura asta e, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat pe pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduim și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, a fost încăpățânat. A continuat cu judecata lui și l-au și osândit. Și ce a făcut? Ci s-a dus și l-a aruncat în temniță, până va plăti datoria. Nici nu l-a iertat. Nici nu l-a iertat. Dragii mei, dacă nu te oprești din judecățile tale, vei continua să o sândești și nu vei ierta. Și cuvântul spune că nici noi și nici tu nu vei fi iertat. Aceasta este grav, iubiții mei. Pentru că dacă nu te iartă Dumnezeu, nu vei intra în cerul Lui. Nu vei intra în cerul Lui. Judeci, te judecă Domnul aici. Dacă continui cu judecățile tale și continui să o sândești și să nu ierți, spune Scriptura, nici voi nu veți fi iertați. Nici voi nu veți fi iertați. Este o cădere spirituală în care aș vrea ca Dumnezeu să ne păzească. Dar dacă ești cumva acolo, să ai grijă și să am grijă. Că Dumnezeu ne-a făcut templul Duhului Sfânt, amin? Nu ne-a făcut închisoare. Ne-a făcut Dumnezeu închisoare? Pe cât o sândiți ai inima ta? Ce o sândit ai în inima ta de nu-i dai drumul? Și vrei și vreau să ajung în cer. Credeți că Duhul Sfânt va lucra într-o temniță? Sau în templul Lui. Facă Domnul să fim cu lor aminte, iubiții mei. Și dacă avem cumva osândiți de ai noștri, care avem acolo osândiți și pe care Dumnezeu îi cunoaște pentru că El se uită la inima noastră, noi putem fi fățarnici, așa cum a spus Domnul Iisus în acest text, în Luca. Fățarnicule! Noi putem fi fățarnici, dar pe Dumnezeu nu-L înșelăm. Nu-L înșel. Și El vede dacă mai e vreun osândit în inima ta și îl ții acolo închis. Nu-L iubești, nu-L ierți. Nu-L iert! Pentru ce? Pentru niște paie? Pentru niște paie? Să pierzi împărția lui Dumnezeu pentru niște paie? Ce-au fost așa de valoros? Ce n-ai putut să ierți? Ca să primești veșnicia. Ce n-ai putut să ierți?
Domnul să ne cerceteze, să ne desăvârșim, să fim desăvârșiți ca El. Și dacă acum ai ajuns să o sândești, și dacă ai ajuns să ai întemnițați inima ta, încă ai harul de la Domnul, pentru că El ne vorbește, dă-le drumul, dă drumul osânditului ca să fii iertat și vei fi eliberat și te vei bucura de harul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Haideți să continuăm. Spune Scriptura aici. Dați și vi se va da. Bancă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Fie și un îndemn de rugăciune. Spune, Doamne, învață-ne să măsurăm, dar cu măsura Ta. Să măsurăm cu măsura Domnului. Amin? Ne avem măsurătorile noastre și poate folosim și două măsurători și două cântare, două feluri de greutăți, ca în vechime, cum foloseau unii. Vedeți, în lume sunt unități de măsură, da? Este metru, este pentru lungime este metru, pentru greutate este, da, este kilogramul, pentru volum litri și așa mai departe. Dar toate au un singur patron. Metru din România e la fel ca metru din Anglia sau din Spania. Nu se poate să merg cu metru de aici și să-ți dea jumătate de metru în Spania, nu mere. Toate au un singur patron, nu? Oriunde te-ai duce, în orice țară, acum s-au normalizat, așa că kilogramul de aici e la fel ca kilogramul din altă țară sau din altă parte. Tot așa, iubiții mei. Dumnezeu a lăsat în biserică niște măsuri de ale Lui, slăvit să fie numele. Și pe alea trebuie să le avem. Nu putem măsura altfel. Că aia e măsură bună. Măsură rea, aia care o fac eu de la mine. Pentru unul, pentru ăla că îl iubesc, dar pentru ăla care nu prea am ochi, mai puțin. Da? Și vine Dumnezeu, nu, măsura mea. Măsura mea, nu a ta. Știți care e măsura iubirii Lui? Știți care e măsura iubirii pe care trebuie să o avem? Haideți să citim. În Ioan. Ioan 15:12. Spune acolo cuvântul, să vă iubiți cum? Cum v-am iubit eu. Asta e măsură bună. Dacă iubim, trebuie să iubim cum ne-a iubit El. Așadar, când măsurăm cu iubirea noastră, când iubim, trebuie să luăm măsura asta și așa să măsurăm. Spune și amin dacă vreți. Da? Atunci când dăruim, atunci când avem milă, trebuie să măsurăm cu mila lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. El este pila noastră, Iisus Hristos. Și, dragii mei, eram sortiți morții, eram sortiți pierzării. Și s-a măsurat un preț pentru noi, pentru omenire. S-a măsurat un preț. Și Iisus a spus, iată-mă. Și prețul care a fost măsurat pe Domnul Iisus a fost să-și dea viața, binecuvântat să fie numele. S-a uitat la pahar, în grădina Ghetsimani și a zis, dacă e puțin, dar era plin. Și așa a fost măsurat.
putea să zic, Doamne, dar, Tată, dar nu chiar atâta, pe jumătate, Doamne. Tată, pe jumătate, dar nu tot paharul. I-a măsurat Tatăl și Domnul Iisus, iată bine. Vom putea zice noi altfel? Suntem noi desăvârșiți în a măsura? Haideți să recunoaștem în inima noastră, să spunem, Doamne, n-am umblat cu măsura Ta la mine, iartă-mă. Ajută-mă să umblu cu măsura Ta, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și vreau să spun că dacă știm să măsurăm și Domnul ne continuă să măsoară pentru noi și spune că El ne mulțește harul, El ne măsoară și credința, El ne măsoară și dragostea, slăvit să fie numele. Îmi place un cuvânt din 1 Corinteni, haideți să-l citim, din 2 Corinteni 8:1, lui Pavel, și le spunea corintenilor, că a fost în Macedonia, fraților, nu voim, fraților, voim să aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Continuă în versetul. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor, Lucia a dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Și putem continua, că știți dărnicia lor, este renumită. Macedonienii au zis, măsurăm. Cât? Pe noi înșine. Și Dumnezeu ce-a zis? Vă dau și eu. Și o măsură bună, îndesată și clătinată. Eu încă n-am găsit pe niciunul să-mi rezolve această dilemă. Cum e aia măsură clătinată? Și eu m-am gândit așa după mine, până o vine altul să-mi spună, ei, asta-i. Dar atunci când mai primeam de la cineva, îndesa bine, și ziceam, păi cam 10 kg și el lăsa bine să treacă peste 10 kg și o clătina. Bă, cred că are mai mult, dar lasă fie. Să treacă, să fie sigur că trece peste 10 kg. Și el o clătina, nu? El era obișnuit cu măsurile și cam știau cam cât e un kilogram, cât e 5, cât e 10. Și o clătina, bă, e atâta. Dacă noi facem așa, cu cât mai mult Dumnezeu, care are Dumnezeu, slăvit să fie numele. Ne va da din belșug harul lui. Măsurăm noi bine? De ce nu este har în biserici? De ce nu este har în familiile noastre? Nu cumva este pentru că n-am măsurat bine și nu măsurăm bine? Pe cine credeți că înșelăm? Pe un om? Pe un om înșelăm? Nu? Avem de-a face cu Dumnezeu, slăvit să fie numele. Și vrem să primim de la El. El ne măsoară. Ne măsoară și aici, dar ne măsoară și în veșnicie, iubiții mei. Nu vă faceți comori aici, nu vă strângeți comori aici. A fost unul care și-a făcut rău socoteala. Luca 12, cu 16. Auziți? Pilda bogatului care i-a rudit țarina. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui bogat rudise mult și el se gândea în sine, zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânalele, voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele, voi zice sufletului meu, el tu cu pe ale lui, pe ale mele, mai puțin, nu, la alții nu, dar pe ale lui. Și el își făcea socotealea pentru el, să aibă aici și să... Da? Și-o vine în mine și spune, n-ai făcut bine socoteala. N-ai făcut bine socoteala. Și ce-i spune în ultimul vers, în versetul 20? Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule! Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cur voi fi? Facă Domnul să strângem, ca Domnul să ne măsoare bine acolo. Amin? Acolo s-a dus El să ne pregătească un loc. Și El ne măsoară locul, după cum și noi măsurăm aici. Unii se vor trezi cu niște lucruri atât de frumoase măsurate de Domnul acolo, de locuri pe care le-a pregătit, că se vor minuna. Doamne, atâta mi-ai măsurat.
slăvit să fie Domnul, pentru că El este credincios. Și a spus, cu ce măsură vei măsura? Vei fi măsurat. Asta e o certitudine. Nu că poate. Poate îți va măsura, poate nu îți va măsura. Nu, nu, nu. Cu ce măsură vei măsura și a măsurat, Dumnezeu va măsura. Slăvit să fie Domnul. A fost altul care n-a știut să măsoară bine, iubiții mei. Să știți că nu la, Dumnezeu nu măsoară la toți la fel. Și la unul îi cere mai mult și la altul mai puțin. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște ce putem da. Credeți lucrul ăsta? Dumnezeu nu ne cere să dăm ce nu putem da. Și nu ne cere să măsurăm ce nu putem măsura. Aduceți aminte de tânărul bogat, cum spunem, cum este scris în Scriptură, că s-a înfățișat înaintea Domnului și a spus, eu am făcut, am împlinit și s-a prezentat înaintea Domnului și ce mai lipsește? Și atunci Domnul Iisus l-a măsurat. Și știți care a fost măsura Domnului? Îți manifestește un lucru. N-ai măsurat suficient. N-ai măsurat suficient. Vinde tot ce ai. Doamne, prea mult! Nu, n-ai trecut cu măsura, Doamne! Tot! Facă Domnul atunci când ne vorbește și ne spune să măsurăm, cum trebuie să măsurăm, să spune, Doamne, așa e cum măsur Tu. Și tânărul acesta a calculat el și a spus, prea mult i-am. Și n-a vrut să dea tot. Și n-a vrut să aibă măsurătarea lui Dumnezeu. Și a pierdut. Nu știu ce vom pierde aici. Și nu, sau nu știu ce vom câștiga. Dar dacă Dumnezeu ne spune să măsurăm într-un fel și să măsurăm cu măsura Lui, să ne ajute Dumnezeu așa să măsurăm. Pentru că noi vrem să câștigăm împărția lui Dumnezeu și vrem să fim acolo cu Domnul. Că vom avea aici mult, că vom avea aici puțin. Domnul le cunoaște. Dar să ne găsească cu măsurătarea Lui. Le-a spus, veți lăsa, dar veți avea însutit. Și El s-o ținut de cuvânt. S-o ținut de cuvânt. Se ține Dumnezeu de cuvânt. Când a măsurat pentru El, Dumnezeu ne-a purtat, ești, s-o purtat de grijă. Poți să spui Dumnezeu, Doamne, nu ai măsurat bine în fața mea. La altul nu știu cum faci de măsură atâta, dar mie, cum spunea cineva, mi-aduc aminte, se rugau la, era prorocie și spunea la unul, era prorocie pentru cineva că îl binecuvântează și spunea, Doamne, dar numai pe el binecuvântez. Mie nu-mi dai? Numai la ăsta-i măsori? Mie nu măsori, Doamne? Tot lui? Tot lui măsori? Mie nu mai măsori? Să ne ajute Dumnezeu să acceptăm măsura Lui în viața noastră și să nu ne găsească, să nu ne găsească măsurând altfel. Și dacă trebuie să iubim ca El, să iubim ca El. Să fim miloși ca El, să fim învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Avem măsurile Lui, nu poți să spui, nu știu, nu știu cum, nu știu cum să măsor. Aici e Scriptura. Cât timp măsurăm pentru Domnul? Cât timp măsurăm pentru rugăciune? Cât timp măsurăm pentru cuvânt? Cât timp măsurăm pentru lucrarea lui Dumnezeu? Și apoi avem pretenții. Noi măsurăm atât pentru Domnul și avem pretenția ca Domnul să ne măsoare mult. Și Domnul spune, nu. Cât ai măsurat? Atât. Asta ți măsură. Nimeni nu va putea să spună Dumnezeu, nu, Doamne, nu ești drept. N-ai măsurat bine. Că va veni Dumnezeu și ne va pune în față și va spune, aici măsura. Credeți că va fi cineva care se bage de vină lui Dumnezeu? Nu? Pentru că El este judecătorul ce drept, binecuvântat să fie numele. Nu știu ce am prins astăzi și nu știu ce am înțeles astăzi. Dar vreau să spun, iubiții mei, că și cuvintele Domnului sunt adevărate și
se împlinesc. Fie că crezi, fie că nu crezi. El este credincios și cuvântul lui se împlinește cu da și amin. Eu am experiențe personale și fiecare din noi avem experiențe personale pe care le putem mărturisi și pe care le putem și avem convingerea că într-adevăr Dumnezeu a lucrat în viața noastră cu da și amin și El se ține cuvânt. Dragii mei, vreau să închei această predică, n-am să o obosesc prea mult, sper să nu fi fost prea greoaie, dar trai de dacă Dumnezeu ne va cerceta, să putem vedea cum trebuie să vedem, să putem vorbi cum trebuie să vorbim, să putem măsura cu măsura lui Dumnezeu și atunci vom fi desăvârșiți, cum Tatăl nostru este desăvârșit. Glorificat să fie numele veci. Amin.